Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod dintr-o nouă serie, din dacă vă place acest joc. Probabil foarte mulți îl știți, se cheamă Unturned și mă când a apărut jocul ăsta era creat de un puști de 15 ani, adică când a fost creat jocul ăsta băiatul era cu un an mai mic decât sunt eu acum, dar practic acum e mult mai mare ca mine. Și un joc foarte, foarte fain, survival și foarte interesant. Ei bine, sunt mape noi acum și ne jucăm pe harta Rio de Janeiro. Și hai să vedem ce iteme găsim, cum ne descurcăm. Este un joc default zombie survival. Dacă știți jocul de zombie survival, cam despre asta e vorba. Poți să-ți faci o casă, poți să faci nu știu ce. Dar uite, ne-am spawnat acum lângă un oraș. Dacă e oraș, deși, da, pare a fi oraș. Și hai să vedem cum ne descurcăm. Bă, să-mi spuneți dacă vă place jocul ăsta, o să mă uit acolo un like și o să-mi dau seama ușor. Hai să vedem, în primul rând, uite aici, o să avem nevoie de mâncare, dar, what? Nu știu, o armă. Care nu știu dacă merge și... Semi... Hai să o țin așa, nu vreau să... Avem mâncare, multă mâncare, da, în jocul ăsta e destul de grosă cu mâncarea și trebuie să avem grijă, dar văd că se spawnează. Și aș vrea să nu mă bat cu zombie deocamdată. Mi-a luat câte ceva mâncare, aș vrea să-mi găsesc o armă mai silent, așa, e bine, aici avem o pizzerie. Hai să o să încerc să-l omor, what the fuck, ce-i cu faza asta? Ai, plajă aici, alo? Mor, mă. Mă, o să iau un hammer, adică... Da, și poți să-ți pui și skin-uri pe diferite arme, dacă dorești. Mai, aici a fost un accident, ia să ne ce putem găsi pe aici. Nimic. Forță. A, uite un binoclu. A, da. Și există și multiplayer la jocul ăsta, deci... Da. Au. Au, mori. Așa. Mă, aș vrea să găsesc o bancă eventual sau ceva. Eventual trebuie să-mi găsesc ceva haine mai bune, adică cum am haine de ciorditor, practic, se cheamă thief. Deci, da. Nu aș intra la casă la oameni, că sunt mulți. Uite un polițist, ăsta ar trebui să fie chestii bune. Uai, mă, ce-s cu armele astea? Practic am făcut rost deja de un pistol. Forță! Clothes, ia să vedem ce avem la clothes, ia să vedem ce găsim. Dacă găsim un ghiozdan ar fi perfect și uite că am găsit. Chiar unul verde. Așa. Ce avem... Ce avem pe aici? Asta să găsesc să văd dacă găsesc eu... o bluză care are foarte multe locuri. Deși nu știu unde e, dar o să trească să luăm toate astea. Pentru că în jocul ăsta, cum v-am zis, puteți să faceți casă, deci aveți și un sistem de crafting destul de bine. Am găsit un poncio, da. Așa, practic duci la crafting și practic pot să mă duc aici. Aici, de fapt, întâi. Craftol, craft, 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 craft. Bam, și ăstea. Și acum, dacă mergem aici, putem să ne facem foarte multe bandaje. Băi, nu chiar foarte multe, am făcut doar 3. Un lucru foarte bun e această umbrelă care te ajută dacă sar de la o distanță destul de mare. Opa, am activat, am apăsat pe altceva. Uite, o să fac chestia asta, o să încerc să iau cât mai multe haine ca să-mi fac acum repede, repede, repejor niște... Au băgat mai euro, lol, nu erau mai euro în jocul ăsta. Mișto, să ai grijă să nu craftezi umbrela din greșeală, pentru că o să avem nevoie de ea. Cât de curând o să avem nevoie de ea? Așa, avem 6 mandaze, este așa, cum făceam și dădeam pe CTRL 3? Da. Și acum putem să avem pe hotbar astea. Mă, mănâncă, n-a scăzut să-mi iau bătaie. Mă, băieți, mă, cred că o să-mi iau bătaie, asta e. Ce să-i faci? Mă, dacă a fost un polițai, mă gândesc că ar trebui să fie și o secție de poliție pe aici, pe undeva. Mă gândesc acum că nu o fi, e altă treabă. Ce să zic, ce să faci, ia să vedem.
Aici mâncare și în rest alte chestii nu prea văd. Azi de unde suntem? Deci suntem aici. Și aici este orașul Rio. Dar trebuie să fie și o bază militară, ia să vedem. Uite aici o base. Aici o insulă. Foarte multe chestii. Pe aici ar trebui să găsim neapărat ceva. Deci dacă mergem încolo ar trebui să mergem spre bază militară. Nu, aș merge în direcția aia, ar trebui să fie. Sper că nu e prins de radiații, pentru că sunt zone în jocul ăsta unde sunt și radiații și atunci e destul de nasol să se întâmple. Să zic dacă găsim o mașină totuși. De asta arma asta atacă destul de repede. Atac destul de repede cu ea. Dar trebuie să văd dacă găsesc o mașină și o mașină funcțională. Ar fi foarte bună. Așa. Acolo nu, ai stricat, aia să vedem. Am o genă, chiar și nu găsesc o armă. O armă, vreau ce am de armă. Și am găsit o armă, ce să vezi. O mașină vreau să zic. Nu găsesc o mașină, dacă nu găsesc o mașină, cred că o să trebuie să o luăm la pas. Sau măcar o bicicletă dacă găseam, dar nu. Ok, hai să vedem. O să merg cu arma așa, chit că nu e tocmai ok. Mă, arma asta arată armă, dar acum sper să și fie o armă. O să testăm puțin mai încolo. Și na. Hai să vedem. N-am găsit nicio mașină, sau cel puțin n-am văzut eu nicio mașină. Mă, și asta este arma asta. What are silencer? BB magazine. Adică ce magazine are? Aparent e normal, dar cred că are silencer sau ceva. Nu știu, hai să dacă găsim vreo mașină aici pe aici pe drum. O, mi-am luat ceva mâncare la mine, nu? Mi-am luat, să zicem, destulă. A, și în acest joc ai și skill point-uri pe care trebuie să le pui. Așa, să vedem asta așa. Survival, eu survival o să-l upgradez primul pentru că aici e vorba de mâncare și chestii gen le zici mai mult. Ia să vedem, uite acolo e ceva. Dar așa că aveam un binoclu. 4. Bun, și acum pare să fie un tunel închis pur și simplu. Eu trebuie să merg în față, practic, n-am altceva de făcut. Uite un poliția, hai să vedem cum merge arma. 3. Mamă, 3 gloanțe pentru un polițist. Și le-am dat în cap. Opa, am ratat unul. Glanțe nu am nevoie acum. Chiar în acest moment nu am nevoie de glanțe. Deci asta e pentru ăsta, deci o să iau pentru că avem pistol. Mamă, pe aici ăștia sunt cam bușit, adică ce să zic acum. Na, ghinionul lor. Ăștia s-au bușit singur, mă. Bam, bam. Și nu mai am glanțe. Ia o să-i mai dau un hit cu asta. Au, am atât încă. O, ce puțin damage dă. O știam să dea ceva mai mult damage arma asta, dar na. O, mai avem una care aparent e tot bubugan de asta, dar arată mai așa, mai ok. Hai să mergem în continuare spre locul unde avem noi nevoie să ajungem, adică la spre baza militară, unde din nou sper să nu fie radiații. Dar asta ar fi cel mai nașpa lucru, să fie radiații. Pam, 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 mamă, ce muzică șmecher avem noi aici, frumos, pe fundal. Banana, ca de obicei, și acest banner legendar cu banana la care costă $50. Nu știu dacă m-am zis, dar la început vreau să joc pe mapă nouă, se numea Carpați și mă gândeam, sau se chema Carpat, dar mă gândeam la Carpați, gen, poate avea ceva legătură cu România, știți, și pur și simplu încercam să intru și nu mergea. Mamă, gen, când am dat peste microfon, îmi cer mii de scuze.
Da, n-am avut ce face. Ce e aici? Ce e aici în față? Nu-mi scrie ce e. Stai să dau și un zoom in. Da, nu scrie ce e. Să vedem. Nu scrie ce este. Da, e zona asta de camping or shit. Să merg mai departe, nu stau să-mi bat căpșorul. Nu trebuie să iau. Stânga. Stam acolo. Nu-mi bat capul cu tine. Și în dreapta aici este baza militară. Bun, hai să vedem dacă ne descurcăm în baza militară și ce găsim în ea. Mă, tunelurile aia de acolo cum sunt? Și alea sunt militare, cred. Dar o să mergem după aia. Mă, să fac, deci m-am oprit. Văd că pe aici trece și trenul. Da, hai să vedem ce este în baza militară. Dar ca să vedeți, o să vedem asta în episodul următor. Ca să vă las în suspans, pentru că da, așa, asta e treaba mea, ce să fac. Da, ne vedem data viitoare și verificăm baza militară, mă băieți, mă. Ciao, bă, pa, pa.